Dacă te uiți la punctajele oferite de reprezentanți socialiștilor, deduci cine sunt cei doi favoriți ai președintelui Dodon. Aici trebuie să facem o diferențiere. Socialiștii habar n-au cine să fie procurorul general. Deci tot jocul face Dodon. Deci Dodon... Dar de ce dumneavoastră faceți această diferențiere? Pentru că există o diferență majoră. Socialiștii nici nu știu cine să fie membrii cabinetului de ministri. Eu aflat după noi. Deci noi știam deja, dar ei încă nu știau. Dar revin la procuror. Deci a fost o preselecție viciată. Viciată de către reprezentantul delegat de către Partidul Socialiștilor. Urmare a acestei vicieri, noi vom avea cu siguranță un procuror care nu este independent.